La mijlocul lunii aprilie, o veste șoc zguduia lumea televiziunii de la noi din țară. La vremea aceea, ProTV a anunțat oficial că jurații sezonului nou MasterChef România vor fi Sorin, Florin și Cătălin. Acum se pregătesc filmările pentru celebra emisiune culinară. Până atunci însă Florin Dumitrescu s-a relaxat într-o vacanță în Italia alături de soția lui. De curând, el le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram că a luat și câteva kilograme în plus. S-a mâncat bine și luna asta. Din nefericire, nu am început regimul și pe când vom începe filmările, voi da bătăi de cap stilistei. Deja am depășit un an de la ultima zi de filmare și încă sunt în pauză. Problema este că nu se închide sacoul dacă nu mă potolesc cu mâncarea. Cât am scris treaba asta, mi s-a făcut foame și abia aștept cina să mănânc niște paste, a scris bucătarul în mediul online. Recent, producătorii de la ProTV au transmis că au început pregătirile pentru noul sezon MasterChef. Ulterior, după alegerea viitorilor concurenți, urmează filmările show-ului. Așadar, în curând, Sorin, Florin și Cătălin vor fi prezenți din nou pe micul ecran, dar nu la Antena 1, ci la ProTV.